Până la data de 4 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.048.072 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare, cumulată la 14 zile, este 0,08. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 184.321, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 45 de cazuri, urmat de Constanța, Cluj, Ilfov, Prahova și Timiș. Până astăzi, 34.298 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 3-4 august 2021 până la ora 10 a fost raportat de către INSP un deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din județul Maramureș. Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani și pacientul a prezentat comorbidități. Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 43 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 456. Dintre acestea, 67 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.737.920 de teste real-time PCR și 1.898.251 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 14.223 de teste real-time PCR și 15.525 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 0,91%. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.571 au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 22 iulie-29 iulie 2021, au fost raportate 34.435.890 de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.